Salutare, prieteni! Eu sunt Cezar Machidon, sunt din nou la adăpostul din munți. Am venit să petrec o noapte aici, în pădure, în liniște și în locul ăsta superb. A nins, în ultimele 24 de ore a nins binișoar. Temperatura undeva pe la 2-3 grade plus. La noapte nu cred că va scădea sub minus 5. Voi dormi la adăpost. Nu am mai fost aici de vreo 2 săptămâni. Noaptea asta sper să mă odihnesc bine. Am cu mine sacul de dormit, sacul de bivouac. O să fac un foculeț în față, o să gătesc. Și o să mă bucur de, cum am zis, de o noapte în natură. Îmi pregătesc culcușul. Fac un pic de curat înăuntru. A intrat foarte puțină zăpadă. Adăpostul se prezintă bine. Fiindcă e puțin cald, se topește zăpada de pe brad și O să mă picure în cap, probabil, până scade temperatura sub 0, tot o să picure. Însă, nu e o problemă atât de mare. Să vă prezint un pic și echipamentul pe care l-am cu mine. Poate găsiți chestii utile. Am un fierăstrău Buxou. Se desface în felul următor. El se strânge cumva. Dacă vreți să vedeți cum se strânge fierăstrăul, o să vă arăt altă dată, pentru că acum nu merge să se strângă. S-a umflat lemnul și nu mai intră pânza la locul ei. De asta l-am și cărat în felul ăsta, desfăcut. Un fierăstrău pliabil, foarte, foarte practic. E făcut manual de un prieten. O să las un link în descriere cu mai multe detalii dacă sunteți interesați de un astfel de fierăstrău. Practic, lama se strânge prin tensiune. Se tensionează sfoara și în același timp se tensionează și lama. E voilà. Aici am făcut o gradație din 2 în 2 cm. Poate am nevoie să măsor o dată. S-a alteat Thermarest Z-Lite. Poporul Grand Source Brook Small Forest X. Rucsacul e un rucsac de hiking ultralight. Osprey Exos varianta 2018. Aici ai un dry bag cu haine. De-aia e bun, sunt bune dry bag-urile, pentru că fiind în condiții de umezeală cum e acum, se pot uda hainele foarte, foarte, sau echipamentul foarte, foarte ușor. Și oricum mă ud, o să va uda cămașa de pe mine, atunci va trebui să mă schimb de seară. Și bine ca hainele care mă schimb să fie uscate. Aici e dry bag-ul cu mâncare și cu sistemul de gătit. Asta e dry bag-ul cu baterii și chestii electronice. Baterii, powerbank și alte lucruri, kitul de foc. Un mic izopren pentru stat cu genunchii sau în fund să nu te murdărești. E foarte, foarte util. O mică trusă de supraviețuire, zic eu, am foarte multe chestii acolo utile. Swagman rolul, o să îl iau pe mine de seară cel mai probabil. Sacul de bivouac și sacul de dormit. Pam pam. Pe care o să-l las aici să nu se ude.
aprinderea focului în condiții din felul ăsta, atât de umede, e o adevărată provocare. Voi încerca să-l aprind cât mai cu cât mai multe chestii naturale. Asta am luat-o din copac, dar e udă. Deci asta se aprinde foarte ușor cu amnar.
a nins, s-a încălzit și toată zăpada de pe copaci se topește și picură în capul meu. Sper să înopteze mai repede, să se înghețe toată apa asta topită, să nu mai cadă. E foarte deranjantă. Și focul, foarte greu l-am prins, a fost o adevărată provocare să aprind focul. Toate ude, am reușit să adun ceva, chestii uscate, le-am pus, a căzut de sus, uita mai bucata de zăpadă pe ele, m-am dus să adun altele. Foarte complicat. Era mud, geaca de puf, cămașa era ude, trebuie să le schimb. Mi-am luat chestia asta care e foarte călduroasă și nu absorbe apa, alunecă apa foarte, foarte repede de pe ea. Mă lasă și cu foame, tot de la frig, de la oboseală, vreau să mănânc. Acum aștept noaptea. Aștept noaptea să vină frigul, să înghețe umezeala asta și să, nu știu, să fie mai bine. E foarte multă apă și te uzi și e un disconfort foarte mare. Frigul nu mă deranjează, poate să fie și -20, -25 de grade. Fac față fără probleme, dar umezeala e foarte enervantă. Ei, dar sunt în pădure, sunt în munți, sunt în locul ăsta minunat, n-am de ce să mă plâng. E o experiență și asta învăț, din fiecare experiență înveți, înveți atunci când ieși din zona de confort, situația de față mă scoate din zona de confort, deci totul e bine. Am de tăiat lemnele astea de aici pentru foc, să ardă aici toată noaptea. Mă rog, nu țin neapărat să am focul toată noaptea, dar cât se poate. Și cam asta am de făcut în seara asta. Bag la somn. Însă s-au întâmplat chestii interesante. Am băgat sacul de dormit în sacul de bivouac și nu am mai transformat la sacul de bivouac.
S-a scurs apă de pe frunze, de pe cetină și s-a udat sau că e dormit. E cam ud. N-am ce să fac, trebuie să dorm așa în el. Sper să mă încălzesc și să nu fie foarte, foarte frig. Na. Se mai întâmplă și neatenții, să zic. Devine probabil și oboseala. Asta e a treia noapte pentru mine, la rând, în care dorm în munte, dorm în sălbăticie. Așa că probabil și asta e cauza pentru care nu am luat cele mai bune decizii acum seara. Însă e o nouă experiență din care învăț. Niciodată nu înveți din lucrurile confortabile, mereu înveți când ești din zona de confort și când ești supus unei noi provocări. Voi iau ca pe o provocare noaptea asta în care voi dormi în sac ud. E ud pe aici, voi nu puteți simți, zic eu. No. Ne vedem mâine dimineață. Vedem cum reușesc să adorm și cât reușesc să mă odihnesc noaptea asta. Nu mai pot de somn, sunt foarte, foarte obosit. Toate astea fac parte din farmecul explorării, călătoriei prin natură, prin natura sălbatică. Naturii nu îi pasă de tine, natura reprezintă mai mult haos decât ordine și e indiferentă. Așa că trebuie mereu să fii pregătit să iei cele mai bune decizii. Noapte bună! Soarele, la dimineața. Am dormit excelent. Nu mă așteptam. Am odihnit foarte, foarte bine. M-am băgat în sac de dormit. Am tras toate alea pe mine, mi-am făcut acolo culcuș. Cât de m-am înghesuit acolo, m-am îngrămădit cât de bine am putut. Și am dormit excelent.
mi-a fost cald, mi-a fost bine, chiar și cu sacul ud. Se pare că am putut să dorm mai mult decât satisfăcător. M-am odihnit excelent, m-am trezit doar de 2 ori, la ora 12 și la ora 4. La 4 deja focul era stins, nici nu m-am mai interesat să-l reaprind. Nu, a fost foarte, foarte bine. Când m-am băgat în sac, cred că m-am băgat pe la 9. Cred că pe la 9. Ieșise luna din crăpătura sacului, așa, cât îmi lăsasem loc să respir. Vedeam luna așa printre crengile brazilor. Foarte frumos, foarte frumos. A fost o noapte excelentă, nu mă așteptam. Poate eu sunt atât de entuziasmat și pentru că așteptările erau altele. Știind că urmează să te bagi într-un sac ud, să dormi în el o noapte întreagă, e un pic, na. Nu ai așteptări prea mari, te gândești că o să, cum o să treci noaptea asta, știi? Cum o să fie. Și a fost bine. Până la urmă a fost bine. Se pare că căldura pe care am degajat-o, am mâncat și bine seara. Am băgat brânză, carne și asta probabil a ajutat, pentru că corpul a lucrat și s-a încălzit în continuu și probabil am degajat multă căldură, care a ajutat și la confortul ăsta termic. Cam asta e. O să strâng, am luat așa micul dejun, am puțin și termin. O să strâng și o să plec. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Like, share, subscribe. Știți povestea. Ajută foarte mult, foarte mult. Dacă sunteți alături de mine și vreți să creștem canalul ăsta, să crească canalul de YouTube, e foarte important să ajung la cât mai multe lume, cât mai mulți oameni, materialele pe care le fac, experiențele, aventurile, cum vreți să le spuneți, în natură, natura sălbatică. Verificați și link-ul din descrierea de mai jos, găsiți foarte multe informații despre echipamentele pe care le folosesc, găsiți și link-ul de Patreon, unde mă puteți sprijini. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem în curând la noi aventuri. Toate bune, aveți grijă de voi!